Ministrul Mediului, Tanțoș Bann, a venit cu date de ultimă oră despre implementarea din acest an a programului guvernamental Casa Verde Fotovoltaice. Românii se vor putea bucura de un buget mult mai mare, procedurile de înscriere vor fi mai ample, iar platforma informatică va primi și ea o serie de modificări pentru a se evita supraaglomerarea. Demnitarul a explicat că, pentru a se evita încărcarea platformei informatice, programul urmează să fie lansat pe regiuni, astfel că accesările simultane vor fi reduse. Interesul a crescut enorm în urma acestei crize energetice care a lovit toată Europa. Dintr-un program anexă, programul Casa Verde Fotovoltaice a devenit un program foarte, foarte căutat, motiv pentru care am și crescut semnificativ bugetul față de anul trecut. Anul trecut, peste 40.000 de contracte de finanțare, multe dintre ele deja instalate și plătite. Apropo de lecțiile învățate, anul acesta, prima dată, beneficiarul primește notificarea cu privire la acceptarea în program și după aceea se duce și alege instalatorul. Anul trecut, acum 2 ani, ordinea a fost inversă și instalatorii decideau cu cine au chef să lucreze sau cu cine nu au chef să lucreze sau pe cine pune pe primul loc pe listă când încarcă proiectele în sistem și pe cine pune pe ultimul corect. Nu a fost un sistem corect, dar așa l-am găsit și trebuia să-l terminăm, că erau pe fonduri europene parțial, a declarat Tanțoș Bann. Ministrul Mediului a mai precizat că autoritățile au stabilit și o serie de modificări ale programului Casa Verde Fotovoltaice comparativ cu ediția din 2022. Mai mult, bugetul a crescut de 3 ori față de anul precedent. În anul 2023, după ce se primesc notificările de acceptare în program de către beneficiari, de către persoana fizică, persoana fizică se duce și caută un instalator din lista instalatorii autorizați de pe site-ul AFM. Asta este o primă modificare. Bugetul triplat este iarăși un pas înainte. Vom implementa regula ca cel care beneficiază de acest program să aibă și un extras de carte funciară pe numele beneficiarului și pe adresa beneficiarului, ca să eliminăm acele încărcări de a folosi sistemul pentru a instala panouri fotovoltaice pe casele de vacanță și alte locații mai puțin importante. Deci ne concentrăm pe casele de locuit unde își are domiciliu, unde și oficial figurează cu adresă cu tot. Vom scurta procedurile prin reducerea documentelor necesare. În afară de buletin și extrasul de carte funciară, nu o să mai fie nevoie de alt document. Nu are voie să aibă datorii la stat, dar acest lucru este deja normal și este o condiție obligatorie. Vom lansa programul mai mult ca sigur pe regiuni pentru a evita supraîncărcarea sistemului informatic. Interesul este deosebit de mare și pentru a evita supraîncărcarea platformei informatice, vom lansa programul pe regiuni pentru a reduce numărul de accesări în aceeași zi. Vom aloca sumele în funcție de numărul de cetățeni care locuiesc în zona respectivă, proporțional din bugetul total, pentru a nu discrimina sau pentru a dezavantaja sau avantaja nicio regiune, a declarat ministrul Tanțoș Bann.